Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara, alături de elevi care au dorit să dea o mână de ajutor comunității, au participat la acțiuni de ecologizare. Elevii clasei a 10-a a Liceului Tehnologic de Vest, împreună cu Retim Ecologic Service și beneficiarii Centrului pentru Persoane fără Adăpost, Sfântul Francisc, și-au organizat întreaga zonă din jurul complexului de servicii a centrului. Totodată, nici centrul de zi pentru seniori, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, nu a fost uitat, în timp ce centrul de recuperare pentru copii, Podul Lung, a avut parte de reamenajarea curții interioare. Întâlnirea s-a finalizat la sediul centrului, unde elevii și beneficiarii au avut un timp de socializare și diverse jocuri de societate. A fost multă emoție și, cu siguranță, o experiență care i-a îmbogățit sufletește pe toți, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.